Am ajuns să fiu o putere în gaming prin multă muncă, dar și prin faptul că am fost super friendly de la începuturi. Eu fiind fată în domeniul de gaming și eu m-am lovit de chestia asta, cea mai des întâlnită este partea asta de prejudecăți. Foarte mulți oameni, mai ales băieți, au prejudecăți față de fete, cum că nu s-ar pricepe la jocuri, că nu au ce să caute în domeniul ăsta și, din păcate, aproape în fiecare zi noi ca fete ne lovim de asta. Super puterea mea de super friendly. Mi-ar plăcea să văd cât mai mulți oameni friendly în jurul meu, să fie pozitivi și să iasă puțin din zona asta de confort. Dacă aș putea, aș face în așa fel încât oamenii care se joacă să nu mai fie toxici unii cu alții, absolut deloc. Normal, să vină toate fetele la noi să ne jucăm. E loc de mai multe fete în gaming, dar și în zona de competitive gaming. Cred că mai multe fete ar trebui să încerce și partea asta de e-sports. Din zona asta de gaming și mai ales de Fortnite, unde sunt eu, cred că ar fi Somerset. Somerset este cea mai tare gameriță pe partea de Fortnite și are foarte mult talent și foarte multă experiență pe partea de competitive și mi-ar plăcea să văd cum ar fi să fiu în locul ei.